fotografie la vama veche pentru că îmi place vama, pentru că îmi place fotografia, pentru că îmi place să se întâmplă în vama. Cred că acum totul e mult mai facil și e mai facil datorită faptului că tehnologia este foarte avansată, de la momentul declanșării până la momentul postării unei fotografii sau până la momentul listării ei, e vorba de câteva minute, ceea ce înainte era un proces mult mai îndelungat, însemna developare, însemna mărire, era cu totul și totul mult mai îndelungat ca proces. Acum este foarte accesibil și foarte ușor și asta contează mult. Am încercat să le fac o introducere în ceea ce înseamnă vânzare și promovare și să le explic niște principii care să-i ajute într-o eventuală relație de lucru pe care o să aibă cu agenții de publicitate sau direct cu clienții. Am venit aici pentru că îmi place vama în primul rând și pentru că cred că ceea ce face Cătălin cu acest workshop este un lucru deosebit care merită toată considerația.